stadionul Ilie Oana a intrat în atenția FIFA. Oficialii Federației Internaționale vor ajunge la Ploiești vineri pentru a verifica dacă arena din Ploiești îndeplinește standardele de calitate pentru meciul dintre România și Insulele Feroe, programat în martie 2015. Comisiei Federației Internaționale a Asociațiilor de Fotbal se alătură și cea a Federației Române de Fotbal. Ambele urmând să inspecteze stadionul Ilie Oană săptămâna aceasta. Cei de la FRF au anunțat că vor sosi miercuri, în timp ce comisia delegată de FIFA va ajunge vineri la Ploiești. Scopul vizitei este acela de a verifica dacă stadionul Ilie Oană din Ploiești îndeplinește standardele de calitate acreditate de FIFA pentru meciul dintre România și Insulele Feroe, programat duminică 29 martie 2015, începând cu ora 19. Oficialii petroliști au infirmat zvonurile potrivit cărora meciul împotriva celor de la Concordia Chiajna nu s-ar juca la Ploiești. Partida se va disputa lunea viitoare pe Ilie Oană. Suporterii care doresc să-și achiziționeze tichete pentru meciul cu Concordia o pot face începând de astăzi de la casele de bilete ale stadionului Ilie Oană între orele 10 și 18, dar și de pe site-ul oficial al Petrolului. Și la acest joc, FC Petrolul a decis să acorde bilete cu valoare zero abonaților din cele două peluze suspendate pentru 6 etape de pe teren propriu. Tichetele vor fi la tribuna 1 din zonele est și vest, iar abonații sunt rugați să se prezinte cu o carte de identitate și cardul de acces la casele de bilete ale arenei până la ora începerii partidei cu Concordia Chiajna, programată luni 8 decembrie de la ora 20:30. Cu aceste informații punem punct jurnalului. Acum urmează rubrica Meteo și mai apoi emisiunea Time Alert. Eu sunt Andreea Marin, rămâneți cu Ploiești TV, revenim în câteva momente.